Deocamdată nu se știe de unde a pornit acest atac, însă experții în securitate cibernetică susțin că acțiunea este îndreptată, în primul rând, împotriva firmelor care au mii de calculatoare. Deși în Argeș, doar uzina Dacia a avut de suferit, specialiștii din instituție au lucrat la servere pentru a crește securitatea acestora. La Agenția de Finanțe Publice Argeș, pe durata protestului spontan, experții în IT au făcut mentenanța calculatoarelor. Atacul cibernetic din weekend nu ne-a afectat în niciun fel finanțele publice Argeș. În momentul de față s-au instalat automat pe calculatoare niște patch-uri venite de la Microsoft. Pe calculatoarele pe care nu s-a instalat automat, instalăm noi, suntem acum în faza asta și sper să nu avem probleme nici pe viitor. Cam câte unități de calculator există la final? Păi sunt câteva sute. În clădire sunt aproape 300 de unități și mai sunt și în județ. Pe total 5-600 de unități. Deși iată atacul cibernetic n-a afectat în mod direct finanțele publice Argeș și iată că totuși afectează oarecum programul, pentru că acum da. Atacul cibernetic și încercarea de a rezolva problema asta a coincis cu protestul nostru spontan, întâmplător, și afectează, sperăm că nu pentru mult timp. Din această cauză, cetățenii au fost nevoiți să aștepte ore bune până la remedierea problemelor. De la ce oră așteptați la ghișe? De la 7. Da, da. Păi și ce vi s-a spus? A spus că nu merge calculatoare, că e virus pe ele. În ceea ce privește protestul spontan? Da, da. De-aia face. A fost un atac cibernetic și de-aia, din cauza asta, se pare că e activitatea blocată. Altfel s-ar fi lucrat la ghișe. Da, se vede pătărând, se închis pătărând. Sperați să se rezolve cât mai repede problema? Da, sper. Sper. Aștept pentru asta, pentru să plătesc pentru asigurarea spital. Într-un atac de tip ransomware, infractorii au acces la calculatorul dumneavoastră și îl folosesc pentru a accesa documente sau poze personale pe care le criptează, după care ulterior cer o răscumpărare pentru a vă returna accesul la ele. Specialiștii recomandă creșterea nivelului de siguranță al dispozitivelor pe care le dețineți, tocmai pentru a evita riscul unor noi tentative de acest gen.